Apropo, să vă spun cum am ajuns la invitatul de azi, e o premieră. Bă, mă uitam aseară la televizor și mie, după 30 ceva de ani de televiziune, nu mai mi-atrage atenția chiar fiște cine, că înseamnă că aș fi prost. Bă, și aseară cu telecomanda în mână n-am mai schimbat canalul. M-am uitat atent în gura unuia care vorbea extrem, extrem de corect, adevărat, nemanipulatoriu și pe înțelesul tuturor. Și l-am sunat imediat pe producător, pe Teddy, zic, Teddy, uite-te repede acum, îl vezi pe omul ăsta, da, roagă-l mult să-mi facă cinstea ca mâine să fie invitatul telespectatorilor noștri, ceea ce omul a și acceptat. Știrea este așa. Este clar că legea pentru majorarea pensiilor creează probleme de sustenabilitate. Mă rog, eu nu detest cuvântul sustenabilitate. Bă, știți ce vor să spună gazetarii ăștia? Că n-avem bani de pensii, bă. Adică în momentul în care, conform legii, mărim pensiile cu 40% în toamnă, s-a terminat cu bugetul României pe 21-22 și ne-a tras în noi. Noi am tras în noi anul ăsta, în 2020. Bine, și apoi vă mai promit un subiect absolut, absolut tare, tare de tot, cu analistul pe care îl avem la cadru și căruia încă o dată îi mulțumesc, domnul Negrescu. Cu respect, domnul Negrescu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru aprecieri. Nu aveți pentru ce, nu mi-am făcut decât datoria să constat că sunteți foarte bun, foarte, foarte bun. Domnul Negrescu, dacă n-ați fi invitatul emisiunii și ați fi moderatorul emisiunii, iar eu aș fi un partener modest de dialog și neștiutor de carte, cu ce ați începe în fața telespectatorilor subiectul de azi, având în vedere că discutăm despre două lucruri? Unu, pensiile, legea pensiilor, îmbârligătura asta uriașă în an electoral, în care toată lumea știe că n-avem bani de pensii, dar nimeni n-are curaj să pună punctul pe ei, și în care sunt mințiți bătrânii și prostiți tinerii care rămân fără locuri de muncă, tocmai pentru că banii sunt cheltuiți pe salariile bugetarilor și pe pensii. Asta e părerea mea. Și al doilea subiect pe care vi-l propun spre o analiză a dumneavoastră, cum vreți să o faceți, că știți mai bine ca mine, sună așa. Ce Românie, domnule Negrescu, vom avea la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, după alegerile locale și înainte de parlamentare, din punct de vedere economic și social? Da, e o provocare. E destul de dificil de estimat ce se va întâmpla în toamnă. Cert este că nu va fi mai bine, niciun caz. Asta niciun caz, să nu ne așteptăm să fie bine, așa cum preconizează ministrul Cățu. Bineînțeles, e un an electoral în care domnia sa este interesat să creeze senzația asta de creștere economică, de predictibilitate, dar să nu uităm că în 2008 la fel ne spuneau alți guvernanți. Faptul că nu ne va afecta criza din America, cumpărați case în Statele Unite, economia duduie, totul este bine și când colo ne-am trezit cu cea mai mare criză în care a fost România de după războiul, al doilea război mondial. În acest moment, ce am văzut astăzi? Vorbeați de pensii. Am văzut astăzi o declarație foarte interesantă a ministrului Cîțu, care începe în sfârșit să spună lucrurilor pe nume. Așteptam de mult acest moment și o face cu interes. Nu o face pentru că are interes ca pensionarii să primească o informație concretă și să le ofere informații despre ce ar trebui ei să se aștepte. Nu. El s-a gândit la piețe. De ce s-a gândit la piețe? S-a gândit la investitorii străini. De ce s-a gândit la acest lucru? Pentru că noi în momentul de față ne împrumutăm cu cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Deci, practic, investitorii străini, cei care îi finanțează în acest moment deficitul bugetar la României, băncile... Opriți-vă o secundă, domnule Negrescu. Teddy, hai să-l ajutăm, nu să-l ajutăm, că știe mai bine ca noi. Dă și, în timp ce vorbește domnul Negrescu, dă și ce am terminat noi în prima parte, cu ce am terminat prima parte, ca să vedeți nu câtă dreptate are omul ăsta și de ce l-am invitat la cadru. Cât de corectă este și promptă în raport cu situația din țară abordarea analistului Negrescu. Uitați-vă puțin la dânsul și la ce e în dreapta dânsului pe ecrane. În dreapta dânsului, dacă nu sunteți în fața unui televizor, vă spun eu, sunt dobânzile importante care arată concret care este situația în economie. Bravo, în momentul de bravo. Față. Acum din continuați. Percepția investitorilor. Ce a fost să spună ministrul Cîțu astăzi? Investitori străini, dacă vreți să ne finanțați în continuare, noi ne angajăm că nu vom crește pensiile și că nu vom da bugetul de stat peste cap așa cum se întâmplă. Vă mai amintiți că acum 2 luni de zile aproape toți banii pe care statul i-a adunat din taxe și impozite de la noi, de la populație, de la firme, din toate sectoarele de activitate, toți banii s-au dus pe salarii și pensii. Deci, practic, avem un buget în care cheltuim imens și adunăm din ce în ce mai puțin. Dacă n-ați fi, domnul Negrescu, dacă nu ați fi analist economic și
forța împrejurărilor ați face să fiți în echipa lui Orban ministru de finanțe? Cu ce propunere v-ați duce la premier, la Orban și la Cotroceni la dialogul cu președintele țării, ca propunere în așa fel încât finanțele pe care dumneavoastră le gestionați să susțină măcar plutirea, dacă nu relansarea economică a țării? Păi, în primul rând, aș veni cu un plan concret de măsuri dedicate mediului de afaceri. Eu acum, dacă am o companie și am foarte mulți parteneri cu care lucrăm, niciuna dintre aceste companii nu știu cum să-și bugeteze activitatea pe semestru 2, pe 2021, perspectivele pentru 2021, pentru că nu știu de la ce date să plece. În acest moment, guvernanții ne spun foarte interesant că vor fi luate măsuri. Da, sunt salutare măsurile pe care le propun, dar n-am văzut nimic concret. Am văzut, pe de altă parte, la opoziție, o prezentare foarte interesantă, un PowerPoint prezentat la un display, cum că așa ar trebui să faceți, dar nici de acolo n-am văzut niște pași concreți mai departe, înspre a sprijini economia. Domnule Negrescu, nu uitați, că v-am propus și v-am numit vremelnic și interimar ministru al finanțelor în an electoral. Domnul Negrescu, atenție, dacă vreți să fiți cinstit, cum presupun că sunteți, vorbiți ca și cum ați fi ministrul finanțelor. Ascultați-mă un pic. Ca și cum ați fi ministrul finanțelor, dar în 2020, lider liberal, care nu vreți să pierdeți alegerile, dar nici să-i prostiți pe oameni, 18-19 milioane de români. Păi, în primul rând, aș spune lucrurilor pe nume. Care este situația concretă, exactă în economie? Adică? Apoi aș spune, avem nevoie de bani. Adică faptul că suntem cu la un deficit bugetar undeva la nivel de 7%, avem o problemă economică, o scădere economică în trimestrul 2 de undeva de la nivel de 14%, deci ne-am dus în groapă din punct de vedere economic și le spun oamenilor, trebuie să strângem cureaua și trebuie să ne împrumutăm. N-avem nicio șansă altfel. De unde ne împrumutăm? Păi de la Uniunea Europeană, dacă Uniunea Europeană ne va furniza acei bani pe care ne împrumute, dacă nu mergem la FMI. Și mi-aș asuma un acord cu FMI-ul pentru finanțarea bugetului României, chiar dacă FMI-ul ar veni condiționalități. Pentru că, în general, FMI-ul nu vine cu condiționalități absurde. Vine și zice, tăiați banii, risipa din banul public, anulați cheltuielile pe panseluțe, anulați cheltuielile pe programe guvernamentare care nu vin și nu aduc nimic în plus în economie. Sunt doar programe pentru firmele de partid. Veniți și faceți lucruri concrete. Deci, pe de o parte, m-aș împrumuta semnificativ, dacă să mă împrumut semnificativ, ar trebui să vin în fața investitorilor străini, în fața băncilor și să le spun, oameni buni, noi suntem într-o situație dificilă, iată măsurile care luăm punctual. Domnul Negrescu, uitați-vă un pic la televizor, mă ridic, prieteni, mă duc la video wall să vă întreb așa, domnul Negrescu, imediat o să mă întorc la dumneavoastră. Băi, oameni buni, domnul Negrescu vorbește de o Europa și de un sistem bancar pe care, repet, eu îl definesc așa. Noi ne împrumutăm în medie, pe termen lung, credite pe termen lung, cu o medie de 5% și nici măcar nu e 5, e vreo 6-7. Hai să zicem că e 5. 5% dobândă. Păi cum să concurezi nu cu Germania, Franța, Anglia, Spania, cu Bulgaria, mă mâncava și gura, unde media... 0,2% Bulgaria. Bravo, da, bravo, da. Adriane. Bravo, băi, bravo, Adriane. 0,2%, băi, fraților. Și eu vin și îl pun pe fermierul român în concurență cu fermierul bulgar, care ia credit de dezvoltare a afacerii cu 0,2% de la bănci. Atenție! Aceeași bancă din Germania are sucursală la Sofia, are sucursală la București. Pe mine la București, miliarde pe fermier cu 5% și la Sofia îi dă același ban, 100.000 de euro pentru fermă, cu 0,2%. Am greșit, Adriane, cu ceva? Nu, aș mai lua două măsuri, vreau să vă mai spun de două măsuri importante. Unul, aș încerca să reduc evaziunea fiscală din economie. Avem cea mai ridicată evaziune fiscală dintre toate țările. Cum mai reduce-o? Că vrăjeala asta o aud la... E foarte simplu. Cum? Este foarte simplu. Bulgarii au făcut-o. Bulgarii au fiscalizat, au intrat în sistemul lor ANAF. Toate facturile trec prin sistemul ANAF bulgăresc. Toate facturile sunt controlate și monitorizate de sistemul ANAF bulgăresc. Și din acest punct de vedere, ei și-au crescut marja de încasări din taxe și impozite, pentru că statul vede concret ce facturi tai, cum îți desfășori activitatea. Și la noi nu se poate sau nu se vrea?
Nu, la noi, din păcate, nu s-a vrut și nici nu s-a putut pentru că n-au informatizat sistemul ANAF în așa fel încât acesta să funcționeze și să monitorizeze tot ce înseamnă activitatea. Păi nu l-au lăsat înseamnă pe sistem. Stai puțin, Adriane! Important. Adrian, stai un pic! Nu l-au lăsat atunci pe sistem în mod deliberat să dreneze ca o sită către șmecheri? Ba da, sunt afacerile care le știm foarte bine, afacerile importante care sunt în zona gri a economiei și care funcționează pe diverse zone cu accizare, zone care presupun niște taxe importante de la stat și care sunt lăsate, bineînțeles, într-o zonă gri, nu neapărat că politicienii vor lucrul ăsta, pentru că faptul că nu avem finanțiști care să știe să intervină. A trebuit să merge la Banca Mondială și să ne ajute Banca Mondială să facem un program de implementare a unui program de monitorizare a marilor jucători din economie. Pe de altă parte, vreau să mai insist pe un lucru important. Vedem IMM Invest și vorbeam de finanțare, vorbeați mai devreme de finanțarea firmelor. Păi 95% dintre companiile din România sunt micro-întreprinderi cu firme cu 1-3 angajați. La ei nu ne uităm absolut deloc în momentul de față. Nu îi ajutăm cu absolut nimic. Vedeam ieri una dintre cele mai importanti băști din sistem a introdus un criteriu foarte interesant. Dacă nu ai cifră mai mică de 400.000 de lei, tu nu primești credit la IMM Invest. Deci, practic, iar o altă bancă, cea mai importantă bancă din sistem, a mai introdus un criteriu arbitrar. Probitatea și seriozitatea a celor care au construit business-ul. A cui? Este absolut a celor care au construit business-ul. Cum? A persoanelor? A persoanelor care construiesc business. Păi ce legătură are imaginea persoanei cu bonitatea firmei? Nu știm nici noi acest lucru, ne întrebăm. La fel, mai e un lucru interesant. IMM Invest, da, se adresează... Noi am spus-o lucrul ăsta de foarte multe ori. IMM Invest e o afacere bună pentru bănci, în primul rând. Statul a devenit un fel de agent de vânzări pentru băncile din România. Le aduce clienți în momentul de face. Nimic. Adriane, iartă-mă. Ori sunt eu foarte prost, ori tu foarte deștept și nu ne înțelegem, dar eu am crezut că Orban, pe care accidental, oameni buni, eu îl știu pe Ludovic Orban bine, îl știu bine ca persoană, ca om, ca ținută morală, și pe Câțu îl știu, dar nu atât de bine, îl știu și pe el. Adriane, eu am crezut că proiectul IMM Invest este destinat firmelor, în primul rând, celor lovite de COVID-19 și, în al doilea rând, și la fel de important, firmelor care sunt pe moarte și trebuie ajutate, nu una care are o cifră de afaceri de 400.000 de lei anul trecut. Așa ar fi trebuit să fie, dar din păcate s-a dovedit un program dedicat firmelor sănătoase care au potențial de creștere. Firmelor care oricum erau bancabile și nu sunt foarte multe. Sunt undeva la nivel de 7.000 de firme bancabile în România, potrivit datelor Băncii Naționale. Restul nu ne interesează, nu ne adresăm lor. Din potrivă, am văzut niște declarații demne de un cinism incredibil. Oameni din statul român care spun că firmele care trebuie să moară, trebuie să moară în condițiile astea. N-avem ce să le facem, asta e economia de piață. Adriane, îmi permit eu să spun un lucru, fără să pui tu să certifici că îți plătesc blazonul. Al meu eu îmi permit să mi-l plătesc, pentru că la capitolul ăsta este deja pătat de mult. Ce spune domnul din imagine, ce vă spun și eu, sună așa. Bă, sunt atentate la economia națională și sunt niște asasini economici. Eu am citit o carte fabuloasă, Confesiunile unui asasin economic, care explică de a fi rapăr cum este distrusă o economie națională de către unii, ca să nu mai spun de către cine, că îmi pun lumea în cap. Fix asta este dialogul cu domnul Negrescu. Păi dacă eu fac un program și mi-l asum oficial ca guvern al unei țări în criză și programul ăla se lovește de un sistem bancar care face ca doar 6.000 de firme bancabile. Bancabil înseamnă pentru voi cei de acasă firmă cu bonitate. Firmă care se poate duce cu actele să ia împrumut. Păi deja avem 60.000 de cereri și sunt aprobate, adică semnate actele, 1% dintre ele, ca să știți unde suntem. Iartă-mă, Adriane. 500 și ceva de firme. Dar hai să zicem 600, 1%. Păi de ce întrebare, Adrian, stai puțin. Am senzația că ei nu-și dau seama. Nu, eu nu cred că e prostie, domnul Negrescu. Nu cred că e prostie, nu vă supărați pe mine. Nu cred că e prostie. Nu e prostie, nu au bani să finanțeze, din păcate, firmele aflate în dificultate. Nu există fonduri la buget în momentul de față. Așteaptă ca în momentul de față să primească de la buget, după ce Germania și Franța au ajuns la acel acord de 500 de miliarde de euro finanțare a acestei situații întreaga Uniunea Europeană, să primească 2-3 miliarde de la Uniunea Europeană și să declanșeze niște programe. Dar problema este următoarea. Ne uităm ce au făcut alții. Ne uităm în Statele Unite, ne uităm în Marea Britanie, unde tu, micro-întreprindere,
în 24 de ore poți să primești un credit de investiții în momentul ăsta, adică imediat. La noi durează, cred că cele mai multe firme vor primi banii din IMM Invest, cele care vor primi, undeva prin luna iulie, că nu au cum să se miște mai repede. Și mai e un lucru important. Noi nu ne dăm seama că în momentul de față noi ne ucidem tot ce înseamnă inițiativă privată, start-up-uri, mici întreprinzători, care oameni care, da, nu fac cifre de afaceri mari, nu sunt... Domnul Negrescu, vă rog eu în două fraze, domnul Negrescu. Adriane, dragă, te rog eu mult, ca un bun român, ce te afli. Sintetizează, că eu nu știu, în două fraze. Ce Românie vom găsi între alegerile locale și alea parlamentare, când ăștia care ne conduc toți se vor vedea cu saci în căruță, au localele rezolvate, ceea ce înseamnă că și-au stabilit și mandatele de deputați și de senatori? O să ne trezim într-o Românie într-o recesiune puternică în toamnă, în care consumul va fi la pământ, foarte puțini români vor consuma, vor cumpăra produse și servicii, cu aproape 1 milion și ceva de șomeri, cu firme închise, cu magazine, cu străzi, cu magazine închise, o situație similară cu ce s-a întâmplat în 2008, numai că de această dată va fi mai rău. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și te întreb la final așa, dacă eu nu te-am întrebat și tu ai ceva de spus important și nu am știut să îți ridic mingea ca să răspunzi, e momentul să o faci. Le dau un sfat antreprenorilor, cum le-am dat eu și clienților noștri. Încercați să vă descurcați singuri. Nu vă mai așteptați ca statul să vă ofere nimic, pentru că statul nu vă va ajuta cu nimic în momentul de față. Să-ți dea Dumnezeu încercați sănătate. Încercați să construiți lanțuri de business între voi, să cumpărați românește și să vă protejați pentru ceea ce urmează. Mai zi o dată, stați un pic, opriți-vă, domnul Negrescu. Domne, o să fie la limita blasfemiei ce spun. Dacă Mântuitorul a lăsat cei mai buni la final, te rog eu ultima frază să o mai spui o dată, Adriane. Asta cu românește. Încercați să vă descurcați. Cumpărați românește. Cumpărați din România, că doar așa ne putem proteja de criza internațională. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Cumpărăm produse și servicii românești. Bravo! Nu mai are nevoie de niciun comentariu. Va fi de aici înainte pe lista extrem de scurtă și o să-mi permit să spun elitistă a invitațiilor emisiunii mele. Mersi mult, Adrian!